Dar ne pregătim de alegerile locale care se pare că ar veni pe 27 septembrie. S-a votat această dată, s-au respins niște amendamente, de exemplu amendamentul ca votul să se desfășoare în două zile a fost respins de către cei de la Partidul Social Democrat. Domnule, Păi, dar ne-am certat pe două tururi și voi vreți două zile? Două zile. Păi avem și alte lucruri de făcut, domnule. Nu merge. Alt argument au adus. Epidemiologic. Că epidemiologic era cu două zile. Da, dar i s-au gândit, domnule, înseamnă mai multe măști, înseamnă... Nu. Nu știu care are. Păi depinde, că uite, ăsta Solomon presupun că nu o să poarte mască. N-a portat el la șaormerie, nu o să poarte el la... Da. Deci, practic, va fi într-o singură zi această... Și nici nu mai lasă cum era înainte 12 ore. Sau... S-ar putea să mai scuteze. Doamne, să fie 2-3 ore. 2-3 ore. 2-3 ore, nu mai mult. Cine, pentru nu că... mai vine, cine vine mai târziu nu mai prinde. Nu mai prinde și așa mai departe. Și număr limitat de buletine de vot. O să fie câte 1000 de buletine. În orice, da, le dăm în ordine a sosiri. Pe buletinul de vot. Și să voteze doar membrii PSD. N-a zis PSD așa? Să voteze doar electoratul dur al partidului. Nu aia care s-au hotărât ultimul moment. Aia care se mai schimbă și care mai votează cu Tăricea. Nu! Sau cu Ponta. Nu, exclus. Sunt unii, schismatici, ca să zicem așa, care se duc către Ponta. Necaz mare la alegerile locale pe București. Pontistașii, cum s-ar scandal zice. Mare. Uite, tocmai citeam o reacție a doamnei Gabriela Firea la anunțul domnului Ponta. Ponta că va candida la primăria capitalei, că dă să candideze la primăria capitalei, nu e încă sigur. Că zice că dă să candideze. Așa, că zice că e posibil să dea să candideze. Că zice că eventual ia în calcul să se gândească să candideze la o adică, dacă ar fi la primăria generală. Vorba vine Sanchi. Da. Că fiind vorba de Victor Ponta, trebuie să fie. Candidatura lui Victor Ponta îl va face primar pe Nicușor Dan, dacă mai există dubii în legătură. Așa zice Gabriela Firea? Nu, așa zice. Așa zici tu? Zice matematica, până la urmă, că va lua de la Gabriela Firea. Pe matematica așa zice, mă, da, matematica ține cu Nicușor Dan, că a fost matematicianul, da. Olimpic, da. Uite, Gabriela Firea zice așa, după ce Ponta a anunțat că Pro-România va avea candidați la primăria capitalei, poate nu-i Ponta, poate altcineva, da? Dar da, avea poate candidat. E Nicu Bănicioiu. Așa. Și încearcă așa pe partea emoțională să-i mai calmeze pe ăștia de la Pro-România. Și zice așa Gabriela Firea, eu l-am susținut la prezidențiale, deși eram însărcinată. 3 săptămâni am suferit că n-a ieșit președinte Victor Ponta și a ieșit Claus Iohannis. Deci acum încearcă pe latura sensibilă. Dar totuși, ce fel de om e acest Victor Ponta? Ce fel de om e Victor Ponta? Genul ăla de om e, mă. Dacă îi creează necazuri Gabriela Firea... Unei femei, în primul rând. Unei femei, așa. Mamă, după soție, ce editoare. Gabriela Firea a făcut tot ce a fost... Și însărcinată. Tot ce a ținut de ea, inclusiv a spus despre Claus Iohannis că a vândut copii. Vândut copii și așa mai departe. Ea tocmai făcea copii și ăla vindea copii. Ăla vânduse copii. Da. E, ce fel de om trebuie să fii totuși ca să negociezi, că asta e arta negocierii la Victor Ponta, dacă așa îi făcea și lui Dragnea. Dacă nu-mi dai 200 de ministere, o să rup PSD-ul și cădeți de la guvernare. Câte băiați? Mă rog, nu mai știu. Da, jur de 200 oricum. Genul de negociere în care intervine ca să dărâme, Doar să strice, știe, mă. Da. L-am observat. Eu l-am urmărit mult timp. Deci asta este cheia lui. Dacă nu-mi dați nu știu ce, vă dărâm toată treaba. Pentru că, vezi, acolo, picul ăla care depinde de el, are și o bucățică din toată chestiunea Victor Ponta, e picul ăla a devenit decisiv. Da, așa, spui Victor Ponta, spui... Chestia aia acolo. 5%. 5%. Chestia aia, că nu știi cum se numește. Dom'le, fâșia aia, hai să o numim așa. Încurcă total, bun. Dar eu zic că jocul e de fapt în altă parte. Pentru că primăria generală, și cu Ponta și fără Ponta, mai degrabă ar merge către antipesediști. Da? Eu așa cred. Așa arată și ultimele sondaje, da. Așa e și firesc. Mandatul doamnei Firea n-a fost un mandat de succes. Cine stă în București înțelege la ce mă sunt refer. Sunt păreri și păreri, da. Așa. Dacă e vreo zi de aia fără apă caldă... Depinde ce zi nimerești, cu ce te nimerești. Nu votează nici activul de partid. Așa. Miza e la sectoare, domnul Buzăianu. Miza e la sectoare din următorul motiv. Pentru că, uite, PNL, USR plus PMP, plus ca partid, nu plus că gen plus PMP, da, plus PMP, deși pot să consider și așa, au candidat unic la primăria generală. Dar la sectoare n-au. La sectoare nu au candidați. La sectoare e posibil ca PNL să aibă candidat propriu, e posibil ca PMP să aibă candidat propriu, USR și plus probabil vor avea un candidat comun, PSD în schimb va avea un candidat, iar Pro-România era în așa în expectativă. Miza reală e, pui și un candidat care să ciugulească de la PSD, că toate celelalte partide se ciugulesc între ele. Și sunt unele sectoare, bine, în sectorul 4 poți să faci ce vrei,
probabil Daniel Băluță rămâne primarul, așa. În sectorul 3, iarăși, Negoiță... În sectorul 3, Negoiță nu mai candidează din partea Partidului Social Democrat, ceea ce a determinat o nouă reacție de la Gabriela Firea, care zice, domnule, nu se mașcă. Știi că e fina, el e finul, ceva, sunt ceva... Vorba lui Dacian... Erau ceva neamuri, da. Vorba lui Dacian Cioloș, erau ceva rude. Așa. Negoiță, iarăși, pare să fie învingător, ăia care stau în sectorul 3, să oferă explicații. Da, uite, de exemplu, domnul Mutu. La sectorul 2, iarăși, e o distinție. Da, uite, la sectorul 6, de exemplu, domnul Mutu are șanse reale să piardă mandatul. Ciucu are ceva șanse să câștige. Dar dacă pro-România își pune candidat, și am dat acest exemplu pentru că acolo ar avea cel mai cunoscut candidat, că fostul prefect al Capitalei, ăla pus de PSD, dar lăudat de opoziție, ar candida la sectorul 6. Da. E, dacă el e candidatul lui Ponta, dacă face acest joc și îl pune pe fostul prefect, pe Sever Stana, l-a denorocit pe Mutu. S-ar putea ca Mutu să-și caute un loc de muncă după alegerile astea locale. Dar aceeași discuție, aceeași discuție se face și în legătură cu orașele, cu marile orașe, unde de asemenea nu s-au înțeles oameni. Că mai există și altceva în afară de București, în România. Mai există și partea cealaltă și de asemenea nu prea s-au înțeles pe primării, la Constanța, la Iași, iar încurcătură, avem și pe Cozechi Chirăul, avem și pe... Deci este o încurcătură generală cu aceste alegeri locale și cu opoziția care nu reușește să se reunească. Dar îl avem pe domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu vine și amenință din nou cu moțiunea de cenzură. Scoate din nou moțiunea la ei. Se strânge lațul, domnule Orban. Și nici nu vă dați seama cât de singur ați rămas în Palatul Victoria. Acest guvern care a jefuit bugetul țării, care nu mărește pensiile, care nu dublează alocațiile, așa cum spune legea, trebuie să plece. PSD va depune o moțiune de cenzură împotriva acestui guvern. Cine nu votează moțiunea, înseamnă că susține hoția și este părtaș la jaful PNL. Marcel Ciolacu spune că și președintele Iohannis trebuie să plătească pentru guvernarea PNL. Nimeni nu se poate spăla acum pe mâini de ceea ce a făcut acest guvern. Dejavul făcut în timp ce românii stăteau în casă. De distrugerea premeditată a economiei naționale. De suferințele românilor lăsați în afara spitalelor. Fiecare va trebui să răspundă, inclusiv președintele Iohannis, cel care a girat acest guvern și a forțat mâna Parlamentului să-l investească. Președintele este la fel de vinovat ca cel pe care l-a impus în fruntea guvernului. Iar pe lângă moțiune, șeful pesediștilor spune că îl va da pe Orban și pe mâna parchetului. Ați fi continuat nestingheriți să dați tunări de sute de milioane dacă nu v-am fi oprit aici în Parlament. PSD a oprit hoția PNL cu achizițiile directe. Vă asigur că în comisia de anchetă din Parlament vor fi scoase la lumină toate ticălășiile pe care le-ați făcut în pandemie. Toate vor ajunge la parchet. Abia atunci românii vor înțelege cu adevărat dimensiunea jafului liberal. Da, eu nu cred că domnul Marcel Ciolacu doar amenință cu moțiunea de cenzură. Eu cred că o va și depune când starea de alertă va înceta, dacă ea va înceta vreodată. Vreodată în istorie. Noastre, dacă va înceta până la alegerile parlamentare, domnul Buzăianu. Că mă gândesc că ulterior ar fi mai degrabă redundant să depui o moțiune de cenzură împotriva unui guvern care, indiferent de rezultatul alegerilor, și-a încheiat mandatul. E, și eu cred că va depune această moțiune de cenzură și cred că va cădea guvernul. Cu o lună înainte de alegerile parlamentare. E, și eu cred că în felul acesta va limita puterile guvernului, că asta e miza până la urmă, că până la urmă nu, mi-e greu să cred că Klaus Iohannis va mai da o șansă Partidului Social Democrat numind un premier de la ei. Poate pune chiar pe Viorica Dăncilă. Poate se revine la... O doamnă, o femeie, domnule, o gospodină. La cine a consacrat? Poate se revine la cine a consacrat? Păi ce variante ar mai fi? Ce a mai propus PSD-ul? PSD-ul l-a propus pe domnul Sorin Grindeanu. Domnul Sorin Grindeanu, mai șeful Ancon, nu e membru de partid, nu poate fi. SNSP-a l-a propus pe cineva. A propus pe cineva. Cred că a fost mai degrabă o glumă. Nu, a venit cu domnul Pricopi. Avem și așa ceva. Domnul Tudose, în ce formațiune politică se regăsește acest moment? E în PSD, nu? Bună întrebare. Da, ultima oară când l-a văzut cineva era la Partidul Social Democrat. Plecase de la domnul Victor Viorel Ponta. Încerca din nou glumițele
sale, adică încerca de aici pe aici pe acolo glumițele Iată, sale. În ianuarie s-a reîntors la MAT că e la PSD. Deci ar uite, un premier PSD cu experiență ar putea fi, dar eu chiar cred că domnul FIFO e cea mai bună variantă, pentru că în cele 45 de minute cât a fost premier interimar, nu, n-a fost el într-o după-amiază? Da, l-am dat să-i ridicați. Știu că a fost, a fost domnul Tudose până la toaletă. Și atunci s-a așezat domnul FIFO acolo. Da. Și el se prezintă că a fost premier al României. Dacă îl întrebați de vorbă, vă spun noi cei care am condus seara asta, știm, au fost cele mai lungi 50 de minute din viața mea, da, mandatul meu de premier. E, între timp suntem în această pandemie și cu acest guvern și cu aceste reguli, care spun așa, domnule, trebuie să purtați, doamne, iartă-mă, măști. Puneți-vă măștile în comunism. Bine, dacă nu sunteți deputat PSD de Vaslui și atunci nu, faceți ce vreți. Sau dacă nu aveți deviație de sept, pentru că înțeleg că toată lumea... Asta e cea mai proastă glumă cu deviația de sept. E de cu deviația, gluma. Deci mă deranjează, este... După ce că este o chestiune care n-are nicio tangență cu realitatea, explicat toți mai aici, terminați cu deviația de sept, inventați altceva. Da. Pare așa, pare exact genul de scuză pe care ar invoca-o Adrian Solomon de la Bârlad. Dumneata știi că eu am deviație de sept? E exact ca Bădulescu, de la acuzat pe membrul echipei lui Nicușor. Da. Și mi-a dat la operație, domnule, da, că eu sunt operat. Știi, de-astea bătrânește așa, da. Aolea, fix la operație. Unde te-ai operat, domnul Bădulescu, de când a fix la operație? Ăsta are deviație de sept. Dom'le, nici nu vă uitați la mie că horcă e așa, e de la deviația de sept. Trebuie să-i explica mei, nu merge cu deviația de sept, zica altceva, că-ți slavă Domnului. Sunt atâtea variante. Ai multe lucruri. Sunt atâtea variante de reușit. Ai declarații importante. Spui tot, doamne, astea zici și la gura mea, când vine vorba de americani, când ameninți cu asasinatul un premier. Cum poți să pune o mască peste o asemenea... Da, la cine la gura mea, dacă mai pui și mască, rămân cu lucrurile în gură, nespuse. Deci sunt atâtea variante de bun simț. Mai veni, domnule, cu deviația de sept. La Marcel Ciolacu se justifică. Pentru că e președinte de partid, e al treilea om în stat. E ca și cum îl crede cineva, dar ce să-i faci? Da. Are tot PSD-ul ăla pe persoană fizică. Deci, de-aia a fost, dar domnul Solomon nu e atât de... Haideți, domnul Solomon, erați la șormerie, ați fluturat acolo estimația de... De în loc să fluture, dar uite omul cum e. A scos repede estimația de deputat pe acolo, pântre șaorme, pântre sălățele, în loc să scoată diagnosticul. Ia uite, domnule, deviație de sept. Am scos legitimația de deputat. Da, era mai eficientă, dar aveți între toți acești luptători împotriva pandemiei care vin și ne spun, domnule, vedeți că nu e. Da, și sunt luptători împotriva măsurilor antipandemie. Ei nu se bat cu pandemie. Da, între acești luptători, cel mai cunoscut de pe plan mondial este președintele Braziliei. Președintele Braziliei, de ce vă dau această informație? Pentru că tocmai a fost confirmat cu coronavirus. Iertați-mă că râd. Mai ales aibă și Lukashenko. Deci era acest președinte al Brasilului, Braziliei, într-o situație drastică în momentul de față cu acest virus, care nu există, toată lumea știe că nu există, dar uite că se întâmplă lucrurile astea. Băi, este plan mondial. Și președintele Braziliei, supranumit Trumpul Braziliei, știi? Air Bolsonaro. Bolsonaro, da. Nu știu că noi, ce relații diplomatice avem cu Brazilia? Dar acum când e Dragnea la pușcărie, cum mai suntem cu Brazilia? Dom'le, întotdeauna am fost. Mi se pare așa că Brazilia, e la mandat de președinte ăla, e un număr de clovnerie ce face la acolo. N-am fost, dom'le, brazilieni Europei la un moment dat. Noi, ca fotba. Era grânarul Europei. Noi, ca fotba. Da. Mă rog, hai să vedem. Bine, sunt oameni de dreapta în țara asta care îl apreciază mult, mi se pare un farsor de mare. Da, un farsor. Ne întoarcem la pandemia noastră și uite că au început controlele, mijloacele de transport în comun. Pe vremea mea erau controlați oamenii la bilet, acum se controlează la mască, să urmărim imagine. Vezi că unii sunt controlați la buzunar, dar nu de către instituțiile astea. Ați fost oprit pentru faptul că nu purtați masca de protecție. Veți fi sancționat conform legii 55 cu amendă de la 500 la 2500. Dacă v-ați fi aflat singur în mașină, nu aveți obligația de a purta masca. Având client, sunteți obligat. Suntem în cea de-a cincea săptămână în care numărul de cazuri de infectări cu coronavirus este în creștere, iar tot mai mulți români dau dovadă de inconștiență și aleg să călătorească fără mască atât în mijloacele publice de transport, cât și în taxiuri. Așa că autoritățile au decis să instaleze filtre în diferite locuri din capitală pentru a lua măsuri. În mai puțin de o oră, polițiștii au aplicat zeci de sancțiuni atât șoferilor,
călătorilor cât și pasagerilor. În apărarea lor, cei mai mulți dintre călători spun că este foarte cald și că masca este imposibil de suportat. E greu, e foarte cald și nu e confortabil. Este și destul de greu, dar nu cred că ar fi normal. Ar fi trebuit să pună la cei care sunt bolnavi, nu la toată lumea. Alții au venit cu explicații puierile. Am înțeles. Vom face verificările necesare, veți fi sancționată. De altfel, premierul Ludovic Orban a declarat că măsura purtării măștii va fi menținută cât timp va fi necesar, la fel ca și în cazul celorlalte măsuri privind protecția sanitară și distanțarea fizică. Asigurați că totul va face. Nu mai cum vă spune. Bun, credeți așa? Trebuie o zi bună. Da, imagini cu puternic impact, ați văzut acolo oameni care, mai de care, mă rog, cu câte o mască pe față sau mai degrabă unii dintre ei nu, mie îmi plac cei care au mască și sunt controlați și stau așa ca elevul care s-a pregătit și vine profesorul și pune întrebări și el știe lecția și se bucură că e întrebat și prins într-o zi în care știe lecția, ați văzut acolo pe cei mai conștiincioși dintre noi, ați văzut acolo cu mască și poliția privind cu mândrie. Uite, domnule, așa, domnule, extraordinar. Se poartă și mască în țara aceasta. Pe de altă parte, uite că se mai poartă ceva, mai există, uite, eu am luat-o ca pomodă lansată recent. Panică, mă rog, într-o benzinărie de pe autostrada Soarelui. Ideea este că un șofer a plecat pur și simplu, cum era el așa, a plecat cu pompa după el. Deci a pus benzină și Deci a pus benzină atunci și și-a luat și pentru acasă. Și-a luat mai departe. Da. Hai să vedem niște imagini interesante cu un șofer care pleacă cu toată pompa după el. Bum! Incidentul s-a produs într-o benzinărie aflată la kilometrul 44 pe sensul de mers spre Constanța. În imagini se observă cum șoferul a plecat cu mașina în timp ce pistolul pompei încă se afla în gura de alimentare a rezervorului, iar furtunul s-a întins, apoi s-a rupt. Combustibilul s-a împrăștiat cu presiune peste tot. Cuprinși de panică, oamenii au luat-o la fugă. Angajații stației au oprit alimentarea și au împrăștiat material special care să absoarbă combustibilul. Da, lucrurile păreau destul de periculoase acolo, așa cum privim noi de la distanță. Părea destul de periculoase. Cred că păreau mult mai periculoase lucrurile de aproape. Da, și mai ales așa, de la distanță m-am emoționat, dar nu până la lacrimi. M-am gândit, bă, ia uite câtă benzină irosită. Dom'le, John D. Rockefeller a mai avut emoții de genul acesta când a început să țâșnească petrolul din pământ. Cam așa părea acolo. Uite, domnule, că avem petrolul țării. Uite, OMV Petrom. Petrolul țării a început să iasă din nou. Țâșnește țițeiul, mă. Da. Vedeți imagini totuși cu această... Și era un băiat care alerga cu un pahar în mână și luase un pic de benzină luați benzină, că e gratis. Când, cum se joacă copiii când explodează un sare în aer, un hidran de ăla. Mă rog, nu știu chiar explodează. Țâșnește apa dintr-un hidran și se joacă așa în ploaie. Cum ar fi așa șoferii să se oprească și să culeagă fiecare, să fie plin de benzină pe față. Așa o bucurie am avut astăzi într-o zi călduroasă de vară. Băi, a început să țâșnească benzină și ne-am luat toți, am luat o punguță pentru acasă, o canistră, o nu știu ce. Chiar puteai fi oprit dacă voiai să-ți iei pentru acasă niște benzină. Să te lipești și tu cu mașina acolo. Iei în palmă, spui acolo, iei în palmă. Da, iată bogăție pur și simplu. Asta înseamnă bogăție. Asta înseamnă o țară care are resurse, bă. Da. Nici, știi când au oprit ăla, robinetul ăla de pe azi? Bă, opriți-l, bă, că e bade la lasă-mă că avem. Da. Mai sunt oameni care n-au atâta benzină. Am vrut să împatăm, am vrut să arătăm lumii cine suntem. Să curcă. Știi cum mai fac primăriile din capitală? Cred că și pe teritoriu, da? Eu nu sunt atât de umblat. Plouă și ei dau drumul la stropitoare. Sau să ude gazonul. S-a făcut zi și încă n-au stins lumine. Lasă să fie și lumine. Că nu suntem săraci. Să arătăm. Să stăm, au stinge repede lumina, consumă. Lasă să consume. Că avem de unde. Economie bazată pe consum. Și aici a zis. Deci alertez autoritățile să oprimă. Nu. Mai lasă-l să curgă, filmează, să apară la toate televiziunile, mai lasă-l o jumătate de oră. Și după aia de închide-l discret. Să nu-ți dea seama lumea că l-am închis așa. Au făcut o băltoacă acolo. Uite, au venit cu aia, au pus cârpițe pe jos.
Dai seama, te duceai cu un brichet, cu un chibrit aici. Nu știu, dar mi-aduc aminte când era atentat la siguranța națională. Când văd imaginea astea cu benzina, mi-aduc aminte pe Călin Popescu Tăricianu pe vremea când era Dragnea mai marele țării și era discuția în legătură cu creșterea prețului la benzină și a fost întrebat domnul Tăricianu, care e o persoană scrupuloasă așa, o persoană foarte înțolită așa, foarte îmbătoșată așa. Cum este? Scrupuloasă. Mai adevărul e că domnul Tăricianu l-a promovat pe domnul Tudor Ionescu Tudin așa, în politică intens. Îmbătoșată și l-a întrebat de către reporter domnul Tăricianu, domnule, ce ziceți de benzinari care, și se folosea acest termen, benzinari, și el a stat așa, nu s-a uitat așa un pic în spate Tăricianu, haideți, vorbim benzinari, ce este acela un benzinar? Dar s-au dus un pic cu lighean să ia niște benzină. Așa sunt benzinari, așa le zicem noi aici, domnul Tăricianu. Da. În sferele înalte, unde este doar dumneavoastră și domnul Meleșcanu, astea, viitorul politicii români, nu, cum se numește mă la ei? Cum le spune Tăricianu benzinarilor? Cum le zice? Nu știu, domnule. Familia Ewing, cum îi zice? Dala, Bobby, cum petroliștii. El zice petrolist. Benzinare pentru tine, săracule. La valoarea lui, el nu are treabă cu benzinari. El vorbește direct cu petroliștii. Aia e. Corect. Asta înseamnă să ai un anumit statut social. Bun, râdem, glumim în incintă, dar să știți că lucrurile nu sunt chiar în favoarea... Vremea, știi cum e, vremea ține cu românii. Dom'le, COVID-ul nu prea ține cu românii. Avem centre, dar ține de români. Dar avem centre de carantină care s-au golit pur și simplu, s-au epuizat centrele de carantină. Avem spitale, partea aia care s-au umplut. Avem tot timpul câte un medic la televizor îngrijorat că, dom'le, nu mai avem un să băgăm. E ATI-ul plin. Uite, au și murit astăzi foarte mulți oameni. Dumnezeu 30 și ceva. Deci une... dom'le, dar COVID-ul nu există. Dar s-au golit, în schimb, uite, centrele de carantină. Asta e un lucru extraordinar. Nu mai vrea nimeni să meargă. Deci arată ca stațiunile alea de mare succes pe vremea lui Ceaușescu de pe litoral, da, care nu mai merge nimeni acum. Așa sunt și centrele astea. Au avut perioada lor de glorie. Toată lumea. Bă, te călcai în picioare, mă, deci n-aveai loc, domnule. Dar dă-te, domnule, de aici, că stau de două săptămâni sunt carantinate. Și da, și eu sunt cu familia. Deci erau carantinați acolo, n-aveai? Și acum asta s-a golit, e ca la vântul. Cap Aurora pur și simplu. De ce? Hai să vedem ce zice prefectul de Botoșani. Deci nu e, n-avem ce. Deci se mai merge doar cu bilete de la sindicat, mai mergi, dar nici sindicaliștii nu mai... Deci stă lumea pe cearșaf în centrele de carantină. Hai să vedem ce zice cine? Domnul prefect de Botoșani are un punct de vedere. Fix pe ăsta la țară. A, da, că a fost are și... un punct, da, de vedere. A fost de cazul. Hai să vedem, da, prefect de Botoșani și el un om. Da. După plecarea în masă a celor internați în spitalele COVID, a venit rândul celor din centrele de carantinare din toată țara să dea bir cu fugiții. Autoritățile din mai multe județe spun că nu mai au oameni în carantină instituționalizată sau în izolare la domiciliu după decizia controversată a CCR. Aveam 20 de persoane în carantină, mă refer la persoanele care nu au respectat măsura izolării și am fost obligați să le băgăm în carantină. 6 au ieșit sâmbătă și 14 au ieșit duminică. Am avut și 1258 de persoane aflate în autoizolare la domiciliu și care, conform deciziei constituționale, pot părăsi domiciliu. Teoretic și practic persoanele pot părăsi domiciliu. Deși s-au reîntors recent din zone galbene din străinătate, românii dau din nou dovadă de irresponsabilitate. Și în Dolj, centrele de carantină sunt goale. Am avut, ca și situație epidemiologică la nivelul județului, 24 de persoane care se aflau în carantină și aproximativ 3.000 de persoane care se află în izolare la domiciliu. În carantină nu mai avem nimic, izolare la domiciliu nu mai avem nimic. Practic, noi am recomandat celor care au fost izolați la domiciliu și celor care au plecat din carantină, ca și recomandare, să meargă acasă și să izoleze. În Arad, aceeași problemă. Încurajați de decizia CCR, oamenii suspecți de COVID au plecat din centrele de carantinare. Centrele de carantină din județul Arad, în data de 4, au fost 33 de persoane. Au plecat toate persoanele. În spital mai sunt două persoane care sunt declarate pozitive. Situația este asemănătoare și în capitală. Unul dintre marile centre de carantină din București, aflat într-un hotel, s-a golit. 65 de persoane dintre cele 100 internate și-au făcut bagajele și au plecat. Da, erau amărâți prefecții, erau așa, domnule.
nostalgie. Veneau din alte țări la noi aici, nu? Era plin, era toată lumea încântată de centrele noastre de carantină. Acum ce se întâmplă? Bate vântul. Sunt o ruină, pur și simplu. Și erau condiții și permiteai, domnule, o familie modestă cu un salariu, cu doi, cu trei copii, puteau să vină să stea 14 zile în carantină aici. Și acum uitați-vă. Uitați, era asta ultimul de unde era prefectul? Cred că din Arad, prefectul de Arad, da. Arad. Nu mai e nimeni aici. Au mai fost săptămâna trecută. Ultimii au plecat, nu mai e nimeni. A rămas singur și trist. Zice că a pregătit, a muncit, a făcut mult. Dom'le, am făcut centre de carantină, le-am făcut... Pentru ei, le-am făcut ca pentru mine. Și după aia, colegul nostru pe voi să... Marile centre de carantină din București, care sunt goale acum. Cum a făcut să Ceaușescu, cer cu foame. Ale. Și stau goale. Și-au bătut joc de ele. Se alege praful, nici să le zugrăvească. Trebuie să zugrăvească centrele de carantinare făcute de... Cum le-a putut și el să facă? Da. Neluțu Tătaru, dacă îl mai ții minte. Care făcuse centre cu guvernul Orban, cu ăștia. Și acum e pustiu, mă. Lumea merge, se duce la mare, se duce la munte. Și centrele astea, care spun, ăștia din străinătate și-ar dori... Și-ar dori centre de-astea. Lăudate toată lumea, recunoscute de la, pe plan mondial. Suedezii plâng, da, că n-au centre de carantinare. Da. Și-ar da și viața unii dintre ei la propriu. Pentru. Și la noi își bat joc de ele. Stau centrele de carantinare goale. Știi, îți spun și de ce. Da. Ca să se aleagă praful să dărâme și acolo să facă ei ceva. Facă un butic, facă ceva, că ei numai asta au în cap. Să facă, să fândă terenul ăla, să trântească un bloc. Uite cum ies oamenii din centrele de carantinare. Și se duc. Se duc la bulgari, s-au dus la greci. Nu știu, Răzvan, dar vorbești, te ascult și vorbești de parcă nu ai fi luat bani de la guvernul României. Nu, nu, n-ai fi luat bani pe acest bot. S-au dat și personal. De la guvernul României. Comentariile, orice spuneai, dacă erai prea îngrijorat în legătură cu corona. Ăștia sunt îngrijorați, vă spun eu de ce sunt îngrijorați. Ăștia au luat bani ca să fie îngrijorați. Nenorociți ăștia de la televizor sunt îngrijorați pentru că au luat bani de la guvern. Eu am băgat guvernul un spot la televizor și spotul ăla a făcut să... Bărere, eu nu numai că n-am luat bani de la... Eu am dat 20.000 la stat de amendă. Nu e chiar așa. Eu... Ai și vorbit tu, Răzvan. Ai spus linșaș la televizor. Am zis cuvântul linșaș, domnule. Într-o televiziune cum e cea din România, unde nu se folosesc cuvinte urâte. Tu ai vorbit, ai spus linșaj la televizor. Și Radu Paraschivescu a crezut că e linșaj pe bune și a transmis așa un mesaj că linșaj nu pot face de unul singur. A reacționat Radu Paraschivescu la... Da, a avut acest comentariu că linșajul nu e acțiune individuală. Păi nu mă gândeam să fac o judecată în masă spontană împotriva doamnei primar. Mă gândeam așa că o să o măscărez la televizor că, de punctul meu de vedere, își bate joc de poporul român. La asta mă referam, da. Mă rog. Știi cum e? Când publicitatea trebuie semnalizată, probabil și metafora trebuie semnalizată. Dar spuneam puțin mai devreme că suedezii, domne, și-ar da și viața ca să aibă centrele carantinare. Adică nu mă gândesc că ar prefera să moară decât să rămână fără centrele carantinare. Era o metaforă, da. Dar haide, ce să facem? Încă sigur, să mai permitem metafore. Și intelectualii simt nevoia să... Da, dincolo de toate acestea, să știți că lucrurile nu arată bine. Deci așa, de unde mă uit eu așa către acest coronavirus, domne, către această situație determinată de coronavirus, domne, nu arată bine. Infectări, uite, la spitalul CFR Timișoara, 3 medici și 3 pacienți, lucrurile arată rău în Timișoara. Deci 3 la 3. 3 la 3. Deci om la om. Așa. Unde există la CFR Cluj? Om la om pe tot terenul. Da. La acolo, CFR? La CFR Timișoara. Spitalul CFR. La CFR. Nu la echipa CFR Cluj. Nu, acolo lucrurile stau examen. Acolo ar fi avut sens om la om, dar aici la spital. Aici nu. Dar la ora Timișoara, acolo pe celebru vindecător, pe domnul Mustea, care e recunoscut... Da, că și doctor ești, știi. Da, revenim tot. Dom'le, e recunoscut domnul Mustea ca doctor în toată Europa. Știu că ne-a povestit că l-au sunat de până alte țări și l-au întrebat în legătură cu schema aceea de tratament. Da, schema de tratament. Și atunci a sunat imediat, conform declarației sale, la strinul cercel. Și strinul cercel a zis... Nu. Bă, aia nu le mai dăm. Nu. Că lasă așa locul. Așa i-au făcut și lui Paulescu cu insulina. Așa. Zine, bre, ce ai pus în ea? Ce ai? Hai să vedem ce se întâmplă. Crezi că ți-o furăm noi? La CFR Timișoara, așa că lucrurile... Bă, dar sună echipă de fotbal. Trebuie schimbat. Eu ți-am spus eu, mai e un derby prima dată. Deci avem Sfântul Pantelimon, avem aici spitale de nu? Adică cu nume. CFR Timișoara sună echipă de fotbal. Hai să vedem. În urma testării pozitive a unei asistente medicale de pe secția medicină internă, medicul epidemiolog al spitalului a organizat testarea personalului și a pacienților internați la acel moment în spital. Am primit o serie de teste, de rezultate la teste și confirmăm faptul că încă două asistente medicale
și 4 pacienți sunt depistați pozitiv pentru virusul SARS-CoV-2. Spitalul CFR are un pavilion dedicat infectărilor cu noul coronavirus și a luat decizia ca toți cei confirmați să nu mai fie transferați la spitalul de boli infecțioase. Pacienții se află în continuare în pavilionul separat destinat COVID din cadrul spitalului CFR Timișoara. Nu prezintă în acest moment probleme de sănătate deosebite, iar cele două asistente medicale au optat pentru autoizolarea la domiciliu, ele au acest drept și țin legătura în permanență cu colegii noștri. Reprezentanții spitalului spun că virusul a fost adus de una dintre asistente de la un alt loc de muncă. Este în desfășurare și o anchetă internă. Asistenta care a fost testată pozitiv inițial mai lucra în două clinici private. La noi în spital nu a fost până în acest moment, de la debutul pandemiei și până în acest moment, nu a fost depistat un caz pozitiv și presupunerea noastră este că asistenta a dobândit această infecție intracomunitar. Da, domnule, extraordinar. Vedeți, tonul pe care se vorbește este unul preocupat, îngrijorat de cadrul medical da, care trece. Dar, pe de altă parte, înțeleg că virusul a fost unul de import. Da, deci nu era. E un virus plin de euri, plin de n-avea niciun gust. N-avea. Adus de către un asistent care ar fi avut două joburi. Două joburi, dar și l-a adus de la jobul ălalt. Adică... Deci îți dai seama, tu să lucrezi într-un spital, dar să reușești să aduci un virus din altă parte? De la al doilea job, sper că al doilea job tot în spital era. Adică dacă... Ce-o fi lucrând, asistentul? Și lucra și avea un part-time la Wuhan, într-un laborator. Și că... Dar îmi gândesc acum că spuneai că era virus de import și eu am spus că n-are niciun gust și îți dai seama, mi-a fugit gândul la Liviu Dragnea. Crezi că dacă ar fi fost acum la guvernare PSD-ul, ar fi mers așa pe spitale cu petrică de aia să... Ăsta nu-i românesc. Ăsta nu-i coronavirus românesc. Ia-l de aici, Petrică. Nu. Păi, dar uite, tot avem coronavirusul. Cred că Petre de aia ar fost capabil să răstoarne declarația aia, nu știu cui, dar cu două zile, cu românii care au coronavirusul mare în ei. Nu, era ideea... Cine era, mă, nenea ăla? Acum două zile, era în Grecia, era un lider, mă rog, al... Ca al oamenilor. Da, al turiștilor. Liderul turiștilor români în Grecia, așa, bravo. Lor. Că virusul este mare, ci riscul este mare, dar topica a făcut să sune în felul ăsta. Dom'le, avem virusul mare. Avem mare virus. Avem crescut. Da, adevărul e că anul ăsta s-a și făcut COVID-ul. S-a făcut COVID-ul. Da, tot e COVID-ul și spun în alți ani era cât un pumn. Dar da. Nu te înțelegeai nimic. Luăm o scurtă pauză să ne mai liniștim un pic, după care revenim puternic pentru ultima parte a celebrei emisiuni. Sunt direct și citesc o declarație a domnului ministru al sănătății, domnul Nelu Tătaru, pe care dau să le reevaluez așa în ultima vreme. Dau de ce zice domnul Tătaru? Că suntem pe a doua cocoașă a epidemiei. Dacă vă întrebați, bă, unde suntem noi, mă, nene? Unde suntem noi? Suntem, mai ales unde mergem, dar unde suntem? Știți prima cocoașă? Da. Suntem pe a doua. Suntem pe a doua. Sunt două cocoașe. Da. Și noi suntem pe a doua. Nu se ia în calcul plasarea în carantină a unor localități, este o altă asta informație. Asta este exclus așa ceva, nici să nu vă nici nu mai deschideți discuția de așa. Nu știu cine a întrebat așa. Da, cine a pus această întrebare, așa. Suntem pe a doua. Dar ce se ia în calcul? Mai bine ar spune ce se ia în calcul. Așteptăm trecerea și aprobarea trecerea în Parlament. Vremii, domnule, că timpul vindecă tot. Da, timpul. Așteptăm trecerea și aprobarea în Parlament a acestei legi cu amendamente sau nu, să putem reveni la momentul internării în gestionarea cazurilor de către medicul curant, mă rog. Deci se așteaptă acea lege care să poată să carantineze oameni, să poată să se revină la starea... Le place lor! Asta e situația. Asta este. Dar, dincolo de toate acestea, uite, vine și președintele AEP cu o declarație de ultimă oră, dacă se reinstituie starea de urgență, alegerile locale se amână. Deci uite câtă perspicacitate. Asta s-a gândit. Mă, dar dacă e stare de urgență? Vă vezi că asta e o informație. Asta este o știre. E a doua știre pe care mi-a dat astăzi. Mi-ai spus că avem prefect la Cluj. Da? Și am apreciat, azi mi-am și notat treaba asta, prefect la Cluj. De și a doua informație extraordinară. Deci cine este? Domnul președinte AEP. AEP, care așa. Are duș, are tot ce trebuie acolo. Are duș, deci da. Nu, omul e spalat, e curat. S-a mai vorbit despre, și, da. Și când l-a propus așa au zis, să știți da. Că e curat, e, nu, n-avea, are duș, are și duș. Deci, dacă se revine în starea de urgență, așa... Nu se mai fac alegerile, sau se amână alegerile locale din septembrie. Asta uite, e o bombă. S-a gândit de domnul... Cine și-asumă responsabilitatea pe genul ăsta de afirmație, domnule?
Deci se ia în calcul că ar putea exista alegeri și în timpul stării de urgență. Au fost voci care au ridicat și această... Cine n-ai pe aia în calcul? Cum să vezi? Ce-i titlul ăsta? Ce-i declarația asta a șefului AEP? Da, o fi organizat o conferință de prezență. Băi, nu, oamenii trebuie să știe. Băi, Buicu, da. Buiculeț, cum îl cheamă? Miculeț, da. Buiculeț, nu mai știu. Așa. Cum îl cheamă? Păi șeful AEP? Cum, da. Cum se numește? Dar are un nume de ăsta mai complicat. În fine. Așa. Și zice omul ăsta, al cărui nume îl caut acum, da? Mitulețul Buică. Așa. Constantin Mitulețul Buică. Zici, nu mai domnule, gata, vreau să fac o conferință. Băi, Mitulețul Buică, termină, nu. Nu, domnule, le spun că stau oamenii ca și nimeni n-are curaj să se uite în ochii lor să le spun adevărul. Da. Deci oameni buni v-am chemat astăzi și vă transpirat așa, vicepreședinția, mamă, riscându-și mandatul. Da, cu orice risc eu am să fac următoarea declarație, nu pasă, transmiteți cât puteți de repede că vă taie ăștia emisia. Dacă se reintră în stare de urgență, se amână alegerile. Punct, am zis. Am zis și ce-o fi. Cu asta nici mai zarurile sunt aruncate. Da. Deci un om curajos nu se ferește să facă declarația, da, asta. E bine. Și ce am observat e o chestiune. Odată cu răcirea vremii, temperaturile scad. Asta e o chestiune pe care poate ar fi bine să o aveți în vedere. Faci declarații. Tu ține minte ce spun. Declarații foarte, sper că odată cu răcirea. Băi, da, ai încredere. Da. Dacă o să fie nevoie, produc și probe în acest sens. Odată cu răcirea vremii, temperaturile au tendința de a scădea, domnule. Sunt mai puține grade în termometru, da, când e frică afară. Da. Astea sunt chestii pe care ei nu vor să le spunem. De care se feresc. Ai văzut la posturile lor, prietene, că nimeni nu spune așa ceva? Tac din gură. Când îi întrebi, domne, când e frică afară, e temperatura asta? Da, nu asta e subiectul discuției. Haideți să ne întoarcem la problemă. Ai văzut cum se feresc? Uite, eu și cu Mitulețul Buică, ăsta suntem doi oameni care nu ne ferim. Nu vă feriți de cuvinte și spuneți lucrurile pe nume. Să mă amendeze CNA și pentru că am făcut această dezvăluire. Hai să mai spunem și un alt. Ar fi stare. Hai să, m-ar mira. Să mai spunem și un alt nume, Blue Air. Reclamă! Trebuie să faci, mai spui încă 5 nume acum ca să nu se considere reclamă. Companie, păi nu cred, nu-i fac chiar reclamă. Adică dacă continui cu informațiile, e clar că ultimul lucru la care te gândești este reclamă. A, vrei să fii și tu curajos. Scandal la compania Blue Air. Ia auzi, măi. Care este în insolvență. Problema este că pasagerii care și-au cumpărat bilete, da, domnule, nu-și mai primesc bani și nici cursa nu se mai întâmplă. Au datorii de 20 de milioane de euro către pasageri. Să urmărim aceste informații în legătură 20 cu această de milioane de euro datorii de către pasageri? Da, da, se poate întâmpla până la urmă. Să ai 20 de milioane trebuie de euro. Trebuie să ai o companie de asta, de transport, da, aerian, altfel e greu să se întâmple. Da, hai să vedem. Compania aeriană Blue Air a intrat în procedurile de prevenire a insolvenței în contextul în care se confruntă cu grave probleme financiare din cauza pandemiei și așteaptă ajutorul de la stat solicitat guvernului. Întreaga industrie aviatică a avut foarte mult de suferit în această perioadă din cauza restricțiilor de călătorie impuse. Împrumutul de la statul român aprobat de Comisia Europeană este în valoare de peste 65 de milioane de euro, dar încă nu a ajuns în conturile Blue Air. Mai mult, veniturile companiei au scăzut dramatic deoarece, de la mijlocul lunii martie și până la 1 iulie, compania a operat doar câteva zeci de zboruri charter. Blue Air a reluat de la începutul acestei luni zborurile regulate către 29 de destinații și planifică să revină la cel puțin 47 de destinații odată cu încetarea stării de alertă și cu suspendarea tuturor restricțiilor din statele în care operează. La Blue Air suntem hotărâți să ne onorăm toate angajamentele și să ne plătim toate datoriile. Această procedură face parte din strategia de restructurare a Blue Air ca urmare a contextului creat de pandemia de COVID-19, context care a determinat în perioada martie-iunie 2020 o reducere cu peste 100 de milioane de euro a încasărilor față de nivelul estimat și planificat pentru această perioadă. Prin intrarea în procedura de concordat preventiv, Blue Air va putea asigura acoperirea cu prioritate a costurilor aferente operării zborurilor regulate începând cu 16 iulie, odată cu încheierea stării de alertă, se arată în comunicatul de presă. Între timp, clienții Blue Air sunt extrem de indignați că nu își primesc banii pe cursele anulate. Pagina de Facebook a companiei este plină de mesajele clienților nemulțumiți. A primit cineva bani înapoi pe bilete? Se pare că nu vor să dea niciun răspuns la cereri, spune un client. Unde sunt banii de la zborurile anulate și de ce nu rambursați sumele de bani pe care le datorați? Se întreabă alți clienți ai companiei. Odată cu reluarea programului normal de zbor, compania
susține că va putea să revină pe profit în următorul an și va putea plăti datoriile eșalonat, care vor constitui parte a procedurii de concordat, dar și a datoriilor către pasageri și agenții. Practic au rezolvat această problemă a datoriilor, domnule, nu dăm bani înapoi, e o rezolvare clasică, nu dăm bani înapoi. Discuta a fost tranșată foarte abrupt de compania Blue Air. Deci banii nu. Luat act de aceste datorii, ele există, dar nu le vom plăti, nu de plătit. Nu? Pentru că foarte mulți clienți se întreabă, unde sunt banii? Vezi, ai văzut că asta era pe buzele celor mai mulți clienți. Hei, unde sunt banii noștri? Și compania a spus, unde să fie banii noștri? La noi, dar... Nu vi mai dăm înapoi. Deci iată o soluție, pentru că te-ai fi gândit, măi, ce soluție vor găsi la această problemă? Că datorie mare, indiferent ce cu această datorie, domnule, arată milioane? Rău. E mare. E mare datorie. Depinde. Dar totuși e mare. Așa. Și atunci cei de la compania Blue Air au găsit această soluție inovativă, interesantă. Vă spun, nu mai e o chestie de pionierat. Dom'le, nu mai dăm bani înapoi. Nu dăm bani înapoi. Așa. Este varianta, ea se practica până acum, dar în cercuri restrânse. Da. Specialiștii în finanțe care au studiat fenomenul numeau această practică extrem de interesantă. Era ea denumită, nu știu dacă ai auzit, țeapă. Am mai auzit, celebra țeapă, cum era ea denumit. Acum, iată, o companie de prestigiu ia o practică de nișă, da, cunoscută doar finanțiștilor cu studii aprofundate și o expune publicului la și spune, vă introduc țeapa în... Da, în mă rog, în... Da, mă rog. M-ați înțeles, nu ca Vlad Țepeș. Nu. Și Vlad Țepeș a introdus țeapa. Nu. Dar a introdus altfel. Deși și el când avea de plătit, dau, domnule, să mai dați-ne, nu, ce să vă dau, mă, păi vă dau țeapă. Era... Că de aici a venit, deci, cred eu, expresia. Da. Că veniseră Suleiman, nu știu ce, magna. Da. Domne, că aveai să ne dai niște băieței și niște aur. Poți să zic că aveai să ne dai niște băieței? Și niște aur. Aur, da. Păi dar nu cerea, mă, băieți, ca să lupte în armată? Nu în alte scopuri. Și el le dădea țeapă. Secole mai târziu, această practică strămoșească a țetei este reluată de o companie. Da. O companie iată, cu tradiții bine înfipte în istoria poporului român. Dar vezi, e un concept deja economic. Țeapa e un concept țeapa, economic, da. Deja. Metoda țeapă. Cum era genul programului, divertisment. Metoda de profit, țeapă. Cunoscută țeapă. Mari noștri țepari, băi. E un moment în care trebuie să ajungem cumva la analiza declarațiilor de avere depuse de către parlamentarii români și la doamna Andreea Cosma, despre care nu s-a mai vorbit de multă vreme în această emisiune. Doamna Andreea Cosma, cum era dânsa așa, uite că în declarația de avere a stipulat faptul că am împrumutat 256 de... Am împrumutat Pe cineva cu 256 de mii de euro. Nu, că dânsa are bani. Ce nu se explică aici este proveniența acestor 256 de mii de euro. Au remarcat cei de la Newsweek, deci, în această declarație de avere. Nu înțeleg care e problema. Deci, jurnaliștii de la Newsweek nu înțeleg de unde a avut doamna Andreea Cosma 266 de mii de euro? 256 de mii de euro. 256, da. Iată, da. Mai puțin. 66 n-avea. 256 de mii de euro. Dar e foarte simplu. Da. Din muncă. Din muncă. Nu s-a gândit nimeni de la Newsweek că eu poate... Nu știu ce, mă, cu colegii noștri. Care dintre ei a scris acest text? Stai că-l verific eu imediat. Nu știu. Alexandru Pop. Da. Domnul Pop de la Newsweek. Păi dacă doamna Cosma a muncit și fratele doamnei Cosma a muncit și tatăl doamnei Cosma a muncit... Nu-i normal politică, e drept. Să aibă niște bani, cum că este dacă de exemplu... n-ai 256 de mii de euro să împrumuți pe cineva, cum faci, mă, tu politică? Pe stomacul gol? Da. Mie îmi place altceva, pentru că dânsa este o persoană într-adevăr discretă, domnule. Dânsa a vândut un apartament în iunie 2020, luna trecută. Se întâmplă, da, lucrurile astea, da. O fi vrut să mai facă rost de bani ca să împrumute și alți oameni. Sau cine știe ce o fi avut. Da, 300 de mii de euro. Imobil municipiul București. Bravo. Data înstrăinării, iunie 2020. Persoana către care s-a înstrăinat. Persoană fizică, domnule. Persoană fizică. Persoană fizică, pentru că trăim într-o lume fizică, guvernată de legile fizicii. Președintele României, fost profesor de fizică. Și ea este o persoană care stă foarte bine din punct de vedere fizic. Asta este o discuție de rulare. Alt argument nu are favoarea ei. El mai are argumentul de familie. Da, mă rog. Da. Deci, persoană fizică, nu pot să vă spun cine. Sigur, legea are curiozitatea asta. Mă, cui ai vândut tu? Că tu fii politician. Așa spune legea. Legea în paranoia e, dar cui ai dat tu? Trebuie spus exact. O persoană fizică, da. Mă, că dar n-am vândut unei entități.
nedefinite. Da. Ea a spus, deci, persoană fizică sau persoană fizică. Cum se numește? Asta e treaba mea. Nu, da, nu legea spune că trebuie să zici în clar, să specifici în clar cu ei vândut apartamentul. Ea a specificat în clar unei persoane fizice. A spus în clar, era un om. Da. Vezi că era un om. Sunt unii care simt nevoia să intre în niște detalii complet nejustificate și spun unui bărbat, da, unei femei. De ce să complicăm? De ce să o persoană, o ființă, domnule. Să definim lucrurile așa. Eu cred că s-a mers prea departe cu detaliile. Da. Dacă am intrat imediat în care. A, s-a mers prea departe. Ea putea să spună. Unui suflet, mă. Așa. Că asta e important. Nu că e persoană fizică. Poate nu era persoană. Poate era un animăluț. Așa. Poate, da, uite, dacă îi trecea legea domnului Remus Cernea, putea să vândă unui delfin. Nu, dar ce remarc eu, totuși, această stare de iscodire permanentă a presei. Domnule, da, de unde ai avut 256.000 de euro? De unde am avut? Întreaba mea, de unde am avut? Banii se fac, așa se întâmplă. Banii apar, nu știi cum te trezești cu bani. Dar regulă de muncă faci bani ăștia. Nu neapărat, dar te trezești cu bani, nu știu, se întâmplă. Dar de unde să-i faci, Radu, dacă nu de muncă? Domnule, apar pur și simplu. Dar ce crezi, că ești în funcție de conducere și ceri unuia șpagă, gen, dă-mă și mie 760.000 de euro? Nu. Deci muncești zi de zi, muncești mai mult de 2 ore pe zi, da, două, că de-aia te uiți așa la mie, păi dacă vii la 6 pleci la 8, da, n-ai 266 de mii să împrumut. Da. Dar pare genul de om, doamna Andreea Cosma, care se trezea pe la 4 jumate, dădea cu un pic de apă și de la 5 intra la muncă. Înainte de să mai culca, după sfințit. Ce vreau să remarc totuși, că apare o știre că domnul Florin Câțu a împrumutat niște bani. De unde, domnule? Și atunci eu stau și mă întreb dacă nu se leagă informațiile astea două. Îmi cer scuze că intervii. A împrumutat de la Andreea Cosma? Sper că nu. Bun. Dar de ce nu se întreabă nimeni? Că văd că România împrumută bani, da? Da. De pe piețele externe. De ce nu? De unde au piețele externe bani? Așa, bravo. De unde, Radule? Că asta nu întreabă nimeni. După o întreb pe Andreea Cosma. Lasă-o pe Andreea Cosma. Du-te să-i dăm plăiești. Nu-i treaba ta. Să trăiești. Dar femeiul, de unde are bani? Că femeia, întrebați de unde are bani. Dar femeiul, de ce întrebați de unde are bani? De ce întrebăm? Asta aveți, că aveți curiozități. Cu care rămânem până data viitoare, adică până mâine la ora 18, să aveți o Românie bună. În continuare urmează știri pe B1 TV. Toate cele bune, ne vedem mâine la 6 seara.